ziua, bună, dragilor! Mi-aduc aminte că aveam foarte mari emoții pentru prima zi de școală. Astăzi este deja a doua și știți că există o vorbă sau era un cântec cât de scurtă e vacanța mare. Cam așa s-a întâmplat în cazul fiului Dei și al din Maxer, Andreas, care a cam chiulit în prima zi de școală, dar am găsit părinții responsabili pentru lucrul ăsta. Bună, Dea! Bună, dragilor! Bine ați venit cu mine în poarta școlii să-mi ridic băiețelul de la prima zi de școală. Dinu s-a dus deja să-l aștepte la intrare acolo. Cum o prima zi de școală? Că a fost ieri deschiderea oficială. Pentru noi este astăzi, chiar dacă Andreas este la o școală de stat. Noi am avut un spectacol și nu am reușit să... Uite că vin și băieții se acum. Se închid și porțile. Da, pentru că este ora de... intră cei de după amiază acum. Am avut un eveniment. Am avut zilele rucărului. Andreas a fost la bunici între timp și abia seara l-am luat. Bună, mami! Spune, dragă, ce s-a întâmplat de n-ai ajuns la prima zi de școală? Am fost la bunica. Fost la bunica și mami cu tati unde au fost? Acasă? Nu, la spectacol, mami, am fost. Da. Să fim acasă. Și... cum să stai acasă în prima zi de școală atunci când toți colegii tăi sunt la festivitate? Eu uite că se poate. Am făcut noi un... magie. Da. O magie. Că astăzi a fost prima zi de școală. Hai, spune-mi cum a fost pentru tine astăzi. Magic de bună. Adică magie de bună. Ești foarte bună. Ești în aceeași bancă? Da. În aceeași bancă, nu? Clasa întâi? Da. Cum a fost? Cu manualele? Mai aș vrea să-l întreb ceva. Spune-mi, te rog, cum este cu noua așezare a băncilor în clasă? Că înainte aveau, la clasa pregătitoare, erau sub formă de cerc. Se puteau privi față în față. Acum sunt bănci clasice. Adică sunt bănci așa de doi, dar nu lipite. Sunt bănci așa. E o bancă aici și au pus încă una aici. Și cum e? Nu tare. Dar ia spune, v-au dat teme în prima zi de școală? Sigur. Avem de făcut acasă teme? Doar una. O cană. Mama, dar cum e treaba asta cu făcutul temelor? E un lucru greu sau crezi că o să te descurci? Cred că o să mă descurc. Nu bine deloc. Nu bine. De ce nu bine? Dar eu știu că tu și anul trecut ai cam tras chiulul așa de la școală. Chiar. Am lipsit mai des, da, decât alți copii, pentru că am fost plecați din țară. Andreas a tot fost dus la bunici și el era în vacanță când copiii nu erau în vacanță. Dar anul acesta, doamna învățătoare ne-a întâmpinat dimineață cu o rugăminte să nu mai lipsim anul acesta și să facem în așa fel încât dacă avem evenimente să pe Andreea să-l aducă bunicii, nașii, cineva, cumva. Ne-a spus că o să ne fie foarte greu nouă, în special și evident și lui, fiindcă dacă pierde un singur pas, va fi o mare problemă pentru noi. Dragilor, eu vă mulțumesc tare mult! Uite, asta trebuie să fac! A cafea? Cana. Cu linguțe? Trebuie să fac linii. Și pe partea cealaltă? Am făcut asta. Hai că ai lucrat ceva în prima zi frumos. De școală. Bravo, mami. Eu sunt sigură că o să te descurci și că o să faci față nouă an. Am trișat. Uite cum am trișat. Deci, ai sărit liniile? Am sărit. Dacă le sar, le-am șters cu picul. Păi să nu mai sar, mami, să facem bine de acum și asta să le urăm. Asta nu am sărit-o. Uite, le urăm. Dragilor, eu vă mulțumesc tare mult. Școlar plin de un nou an școlar cu note mari. Le dorim și noi copiilor, cam atât de aici. Mă întorc la voi. Mă întorc la tine iar și iar. Mulțumim, Alisa.